Elevi, deoarece avem probleme în școală, aș vrea să abordăm împreună un subiect special, trădarea. Trădătorii au fost, sunt și vor mai fi. Nastia, ai auzit? Proful Mike s-a decis să discute despre trădători. Ar face bine să se ocupe de Dima, măcar el să poată să facă ceva. Elevi, nu trebuie să vă simțiți ofensați de trădători. Nu trebuie să îi băgați în seamă. Trebuie doar să stați departe de ei. Dar ce mai stai aici? Proful mai face o lecție întreagă despre tine. Costea, nu sunt un trădător, ai înțeles? Nu sunt! Elevi, există multe motive pentru care oamenii trădează. Important e să nu puneți la suflet. Profesor Mike, cum să nu punem la suflet ce face un trădător? Mai ales dacă e în aceeași școală cu tine, în aceeași clasă și îl vezi în fiecare zi. Profesor Mike, dacă aș fi în locul dumneavoastră, aș vorbi cu trădătorii, pentru că noi știm exact cine anume e. Ei, vrei să te oprești? Nu am trădat pe nimeni! Totul a avut legătură cu iubirea necondiționată! Oh, nu, profesor Mike, mă ocup eu singură, Dima! Diana, stai jos, înțelege și tu, Dima, iubirea, vârsta... Mhm, sigur, vârstă, iubire... Mulțumesc, profesor Mike, pentru înțelegere! Da, da, profesorul Mike are dreptate! Dima, calmează-te, din cauza ta au loc toate certurile astea! Să ne întoarcem să discutăm despre trădare. Să ridice una cine a fost trădat? Profesor Mike, am fost trădată de cea mai bună prietenă. Și în ciuda ceea ce am vorbit, a început să se vadă cu fostul meu. Să fie împreună cu el. Lalea, e doar vina ta. Eu nici nu o plac pe Iana, ies cu ea doar ca să te mai văd pe tine. Ryan, s-a terminat totul între noi. Așa ți va face și Iana. Puf, vei vedea. Vedeți, elev, timpul trece repede când discutăm lucruri serioase. Și nu uitați, ultima oră e geografie, bine? Ok, colegi, comandați repede, că e pauza scurtă. Pizza, ia un carnețel și notează comenzile. Eu mă descurc, dar important e să ai tu timp. Patru ciocolate! Cu ce vă servesc? Pizza, vreau un latte. Eu vreau paste carbonara și ciocolată caldă. Eu pizza și ceai de lămâie. Ok. Vezi, Dima nici nu-și mai face apariție la cafenea. Se pare că s-a rușinat. Rușinat, nu e rușine de nimic, doar se dă în spectacol. Fetilor, gata, să uităm de această trădare. Fetelor, ce vă duc? Cheesecake și milkshake pentru toate, grăbește-te, pizza. Voi încerca, stai liniștit-o. Nastia, haide, lasă-mi în pace pe pizza. Diana, o urăsc pe pizza. O urăsc. Fetelor, basketbaliștii se holbează la noi. Knopa, întoarce-te și nu te uita. Prefă-te că nu-i observi. În regulă, băieți, voi încerca. Da, Smiley, dacă te vei împăca cu Diana, atunci și noi ne vom putea împăca cu fetele noastre. Băieți, nu va funcționa. De ce încercați? Max, încercarea moarte n-are. Smiley, îți țin pumnii. Fetelor, nu-i băgați în seamă. Diana. Și a venit. Smiley, suntem o gașcă de fete care vor liniște. Nu ești binevenit. Smiley, ai auzit ce a zis? Atunci te rog să-ți iei mâinile de pe scaunul meu. Haide, Diana, cât va mai dura toată chestia asta? Hai să ne împăcăm, bine? Smiley, cred că Diana a fost destul de clară. Smiley, noi doi nu ne vom împăca. Diana, suntem făcuți unul pentru altul. Învățăm la aceeași școală. De ce nu mai poate fi ca înainte? De ce? Și apropo, când eram împreună, nu mai aveai probleme cu Dima, fotbalistul. Smiley, nu! Lasă-ne în pace, te rog. Vă las. Ai văzut, blondo, ce disperați sunt basketbaliștii după rebele? Sunt șocată efectiv, basketbaliștii sunt vai de capul lor. Da, să mi-l logez pur și simplu, n-au pic de onoare. Unde-i comanda pizza? Smiley, ce e? Și n-ai văzut că Diana l-a ignorat? Da, bine. Încerc eu, încearcă. Am plecat, du-te. Mă duc, copilă, mă sești de energie, doar du-te. Am plecat. Smiley, nu te-ai săturat? E inutil. Max, dacă ție nu-ți pasă de Maria, treaba ta. Dar eu o vreau pe Diana înapoi. Provaschi, mă scuz două secunde. Iulia, de ce? Vreau să sun din clopoțel. E, nu mai atingeți clopoțelul, nu e de jucărie. Pizza, ce alte comenzi mai avem? Frogs vor salate. Knopa, putem vorbi? A venit și al doilea. Timur, deja a încercat să mai lic cu Diana, nu ai nicio șansă. Da, Timur, du-te înapoi, vrem să comandăm, nu vreau să mai simt nimic în spatele meu. Knopa, putem vorbi? Nu, Timur, pa! Pa! Fetelor, voi număra până la 3 și Max va veni la mine. Va veni, sigur. Maria, nu te uita, suntem rebele, așa că nu ne vom vedea cu... basketbaliștii? Fetelor, de ce nu ne căutăm alți iubiți? Chiar vreau un iubit nou. Oh! Pizza! Ce pizza? Ți-am zis să nu mă săruți când țin tava. Ai stricat toată comanda. Max, încearcă și tu. Nu merg, s-audă și Maria. Eu nu mă duc. Ce fraierel ești, Max, nu pricep că dacă măcar unul se împacă, vom reuși tot să o facem, ce nu pricepi? Hai, Max, du-te! Nu merg!
Ryan, nu te uita la ea. Bine, Iana, fă-mă, te rog să înțeleg. Ai devenit din nou șobolan și acum ieși cu fostul meu iubit ca să mă faci geloasă pe mine sau ce, că nu înțeleg. Lala, eram bine cu rebelele. Tu m-ai refăcut un șobolan. Cât despre Ryan, îmi place de el. Îl place, dar nu m-ai întrebat dacă eu cumva îl mai plac sau nu. Puiule! Lala, l-ai pierdut. Acum e al meu. Ai întrebări? Iana, văd că te-ai schimbat mult. Te dai rebelă. Nu-ți face griji, timpul le va rezolva pe toate. Hai să vezi. Lala, nu ar fi trebuit să mă faci din nou șobolan. Hei, tuturor, știe cineva unde e Diana? Ce mizerie, toată școala e obsedată de Diana. Nu știm unde e Diana. Păi, rebelele sunt fie la cafenea, fie în sala de antrenament sau în vestiar dacă nu au oră. Mulțumesc, o zi frumoasă. Oh, ce ciudă mi-e pe Diana, are mulți admiratori. Iana, în locul tău n-aș fi geloasă pe Diana. M-aș gândi cum să mă împac cu prietena mea cea mai bună. Fetelor, chiar nu vă puteți împăca? Nu! Nu mai pot să stau să mă uit la porumbei ăștia. Fetelor, vreau un alt iubit acum. Nastia! Ei, fetelor, cum merge cu munca? Sper că n-ați uitat de antrenamentul nostru. Hei, mascotă! Deci, fetelor, antrenament? Să ne antrenăm! Să dăm grăsimea jos. Trebuie să le ținem piept, așa că și noi ne vom antrena. Trebuie să fim cele mai tari. În regulă, asta, i-au plecat fetele. Gata cu încercările pe ziua de azi. Smiley, ce zici să le așteptăm în afara sălii? Băieți, nu sunt cu voi. Ice, unde mi-ai comanda? Costea, ești așa de cool, mă amețești de cap când alergi cu mingea prin sală. Costea, de ce? Ce zici de antrenamentele din noua sală? Dima, voi sunteți fotbaliști, iar eu și Carina suntem echipa de majorete. Păr verde, suntem fotbaliști, n-avem nevoie de echipă de majorete. Dar, Dima, suntem iubitele voastre. Deci, fetelor, sper că toată lumea e pregătită pentru că azi vom exersa o mișcare nouă pentru noul slogan. Da, Diana! Hei, ce caută ăștia aici? Costea e mai bun. Carina! Avem niște străini pe aici. Fotbaliștilor, nu înțeleg ce căutați în sala noastră de antrenament? Doar majoretele și basketbaliștii se antrenează aici. Deci plecați, ok? Fetelor, nici voi nu puteți să stați. Dima? Costea? Calmați-vă, fetelor. Diana, nu plecăm nicăieri. Scrie undeva că doar basketbaliștii și majoretele se pot antrena aici. Ați înțeles? Rămânem aici. Stăm cu băieții noștri. Cred că mă voi ocupa eu de ei, de fotbaliști, de amândoi. Mascotă, nu te băga. Tipic Dima, ascultă Dima, ce vrei să demonstrezi? În clasă strici că mă iubești, că mă iubești necondiționat. Dar aici în sală te dai mare în fața iubitei tale. Iubită? Chiar sunt iubita lui. Și Dima mă iubește, nu-i așa, Dima? Diana, păr verde, iubita mea reală, pe tine nu te iubesc, taci din gură. Dima, chiar că te schimb ca vremea. Costea, taci. Nu iubește. În fine, voi număra până la 3, iar voi veți părăsi sala repede, pentru că avem antrenament aici. 1, 2, 3. Afară. Ce fraiere. Stai liniștită, nu le mușcăm momeala. Dima, ce ar trebui să facem? Nu mergem niciunde, ne vom antrena aici. Puteți repeta acolo dacă vreți. Costea, haide. Ați auzit? Nu vom pleca. Știți ceva? M-am săturat de situația asta. Diana, să ne antrenăm. Nu, fetelor, vreau să fiu singură. Diana! Chiar ai învins-o. Costea, și ăsta e doar începutul. Va regreta că nu i-a acordat atenție iubirii mele. Tu decizi pe cine iubești, pe Diana sau pe păr verde? Gata, să ne antrenăm. 1, 2, 3. Haideți, băieți! Diana! Trebuia să ne antrenăm. Vă rog mult, vreau să fiu singură. Diana, pe bune, chiar trebuie să ne antrenăm. Nu-mi pasă de fotbaliști, știi doar că Dima se dă în spectacol intenționat. Diana, trebuie să ne antrenăm. Vă rog, înțelegeți-mă, am nevoie să fiu singură. Felicitări, e doar din vina voastră. Cât timp va mai dura situația asta? Am obosit deja, nu mă înțelege nimeni, nici măcar proful Mike nu vrea să mă înțeleagă. Fetelor, v-am spus, vreau să fiu singură. Nu sunt fetele, ci eu, Romeo. Diana, cum mai ești? Romeo? Ce cauți tu aici? Uite, știu de problemele tale cu Dima, fotbalistul. Dacă vrei, te pot ajuta eu. Romeo, mulțumesc, desigur. Dar nu cred că ai cum să mă ajuți.
Diana, dar de ce? Voi merge și îi voi explica, iar el va înțelege și nu se va mai da mare. Romeo, uite, sunt o fată singură, dar fostul meu, basketbalistul, vine la școala asta. Și dacă începi să te dai la mine, nu va rezista. Și nu vreau să ai probleme din cauza mea, ai înțeles? Diana, crede-mă, vreau doar să te ajut. Basketbalistul nu-mi va face nimic. Oh, Romeo... Păr verde, uite, sunt basketbalist. Carina, tu și cu mine suntem echipă. Costea, ce mi-a plăcut antrenamentul, vom juca din nou? Carina, a fost ultima oară. Carina, nu-ți face griji, vom merge la fiecare antrenament al băieților. Nu pricep. Băieți, unde sunt fetele noastre? Ar fi trebuit să aibă antrenament. Pompoanele sunt pe jos, cred că au plecat. Băieți, e destul, fete, fete și iar fete. Să ne revenim în fire și să ne antrenăm. În regulă, cu ce începem, cu pase? Smiley, să începem cu încălzirea. Gândește logic. Max, nu te înțeleg deloc. Max, dacă nu ești cu noi, măcar spune-o. Eu și cu Smiley ne vrem fetele înapoi. Da. Mult succes. Pe bune, Max, chiar credeam că suntem tovarăși. Am vorbit împreună, va veni vara și toți vom pleca. Și apoi? Și apoi nu ne vom mai vedea, iar ele își vor găsi alți iubiți. Băieți, vom merge în tabără vara asta și acolo vor fi multe alte fete. Smiley, Max nu e cu noi. În regulă, să ne antrenăm. Întinde-te, Max. Max, să jucăm fotbal adevărat, fotbal de masă. Da, Costea, eu sunt cu albastrele. Costea, eu cu roșiile. Sunt fanata. Dimo, eu o ta. Ale. Oba. Oba. Costea, dă un gol. Dimo, câștigă. Hei, tuturor, Dima, am o treabă cu tine. Un gol și te-ai relaxat? Lealea, ce vrei? Dima, proful Mike m-a rugat să scriu un articol despre trădare și trebuie să-ți iau ție un interviu. Un articol? Ok. Dima, pentru început, cum te simți după ceea ce ai făcut? Cum mă simt? Ca un erou, pentru că în sfârșit am învățat o lecție pe Diana. Wow! Scrie asta, iubitul meu este un erou. Și scrie și că nu am regrete. Ea e de vină. Fetelor, trebuie să o chemăm pe Diana. În orice caz, fotbaliștii au ieșit din sală. Da, Diana stă de ceva timp în vestiar. Romeo, nu semeni deloc cu proful Mike. Diana? Hei, fetelor! Da, fetelor? Diana, ți-e natural să stai singură în vestiar, nu? Noi te așteptăm să continuăm antrenamentul și tu stai aici cu nepotul profului Mike. Fetelor, ce tot vorbiți acolo? Eu și Romeo aveam o discuție serioasă. Da, Diana mi-a spus despre problemele ei. Diana, trebuie să continuăm antrenamentul, s-a liberat sala. Nu-mi place de acest Romeo. Da, e cam ciudățel. Știți ceva, fetelor? Romeo e de fapt un băiat de treabă. Nu ca alții. Romeo, mulțumesc că m-ai ascultat. Sunt aici pentru tine oricând, Diana. Fetelor, nu mă mai bârfiți și haideți să mergem să ne antrenăm. Concentrați-vă pe antrenament. Lealea, notează. Nu am regrete, e doar începutul. Wow, Dima, să știi că va fi un interviu chiar serios. Fotbalistule, putem vorbi? Să vorbim. Ascultă-mă. Ok. Hei, nu te atinge de iubitul meu, ce faci? Costea, nu te băga. V-I-C-T-O-R-I-E Victorie. Diana, ai ceva să ne spui despre Romeo? Fetelor, eu și Romeo doar am vorbit. Dragilor, azi e o zi așa groaznică, de-abia aștept să se termine. Dați like, abonați-vă, apăsați pe clopoțel și așteptați noile noastre episoade. Ne vedem curând, pa, pa! Fetelor, haideți încă o dată. Victorie! Banii sunt super, suntem cele mai tari. Echipa Banii va câștiga!